Acesta este dansul câmpenesc maghiar care le-a adus elevilor de la școala Florea Bogdan locul al treilea la un festival național de dans. Este vorba despre concursul Dance Art Competition, care a avut loc în 23 aprilie în localitatea Roman. Zona noastră a fost reprezentată de ansamblul Dionj Virag al școlii gimnaziale Florea Bogdan din Reghin. E al doilea an consecutiv în care luăm premiu. Anul acesta ne-am întors cu premiul 3. Și este un ansamblu format din elevii gimnaziului nostru, cea mai mic clasa a doua, cea mai mare clasa a opta. Deci ei au pregătit un dans câmpenesc, un dans foarte frumos. Ne-am pregătit într-un timp foarte scurt, deci aproape o lună de zile, un dans complex, dar s-au descurcat foarte bine. Eu mă numesc Sabo Roland, sunt elev în clasa 5-a B și fac parte din grupul ăsta de 6 ani. Cum a fost concursul acesta de la Roman? Concursul a fost foarte interesant, foarte bun. Mă numesc Forma Ironită Ingrid, sunt elev în clasa 6-a B și dansez deja de 6 ani jumate. Cu emoții, fără emoții? Păi nu mai aveam emoții pentru că am avut foarte multe spectacole și nu mai am emoții. De o lună de zi pregătim acest dans și o zi pe săptămână, vreo 2 ore, repetăm. Mă numesc Anglina Anita, sunt elevă în clasa 6-a B și fac parte din ansamblu de aproximativ 4 ani. Ce-ți place la dansuri? Eu fac dansuri de foarte mică, de 3 anișori și îmi place faptul că lucrăm în echipă și pur și simplu îmi place foarte mult dansul maghiar popular. Micii dansatori se pregătesc în afara orelor de la școală și au procurat pe cont propriu costumele și sunt bucuroși să aibă un program încărcat de spectacole. Deci avem 6 spectacole și toată vara o să fim ocupați cu spectacolele. Avem invitație și în Ungaria. E un grup format de 6 ani de zile. E un grup de copii care au o plăcere de a dansa și sunt mulțumită de copiii pe care îi aveam. Și anul trecut, la concursul național din Roman, ansamblul folcloric din Reghin a fost pe podium, obținând locul al doilea.